Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi, cu un nou review, vorbim despre tableta Overmax Basecore 7, o tabletă ce ne-a fost oferită în teste de către Overmax și, după cum bine știți, ne-am promovat destul de mult acest brand, iar acum a venit timpul să testăm un produs de-a lor. Dacă ne-ați urmărit, cu siguranță ați citit review-ul tabletei Quad-Core 7, tot de la Overmax, o tabletă Quad-Core. Astăzi este rândul tabletei Basecore 7, o tabletă dual-core de 7 inch și fără prea multă vorbăraie trecem la prezentarea tabletei. Începem cu designul. Pe partea din spate avem un plastic foarte, foarte dur și rezistent. Grila pentru difuzoare, de asemenea foarte mari. Pe lateralul stânga găsim slotul pentru carduri microSD, slotul pentru microUSB, jack-ul audio pentru căști, un buton de reset și microfonul. În partea superioară găsim butoanele de volum și butonul de pornit sau oprit. Pe partea din față o cameră frontală care nu este amplasată tocmai central și niște margini destul de groase, dacă mă întrebați pe mine. Și cam atât cu designul acestei tablete. Foarte simplu, foarte drăguță, este cam grea, sincer, dar se datorează bateriei de 3200 mAh, care restă foarte, foarte bine. O să vedeți mai încolo. Bun, asta e tableta noastră, o tabletă lucioasă, un negru lucios, care stă foarte bine în mână, dar care este un aspirator de amprentă, după cum puteți vedea și voi în lumină, imediat ce am atins un pic, sau umplut de amprente. Bun, atât cu designul, trecem la partea software. Aici vorbim despre Android versiunea 4.1, o versiune destul de veche și zic eu că se putea face ceva în legătură cu asta, priviți chiar voi, Android 4.1.1, dar cu toate astea tableta se mișcă foarte bine în aplicații, nu de puține ori mi s-a întâmplat să se blocheze, dar este normal pentru că vorbim de o tabletă ieftină, accesibilă tuturor. Deci este ceva normal. În afară de faptul că mai dă câteva rateuri, tableta se mișcă foarte bine. Se mișcă fluid prin meniu, nu există lag. Și de asemenea se mișcă bine chiar și în aplicațiile banale pe care toți dintre noi le vom folosi pe această tabletă. Facebook-ul se mișcă foarte rapid. Procesorul dual-core își face treaba foarte bine. Haideți să intrăm și pe Chrome. Comparativ cu alte tablete accesibile la care nu merge să utilizați Chrome, pe această tabletă nu există nici cea mai mică problemă. Și ca să vedeți cât de repede se încarcă o pagină de internet, vom intra pe site-ul nostru. Tableta are 1 GB de RAM, un procesor dual-core de 1.5, priviți. S-a încărcat imediat, scroll fără probleme. Facem și un pinch pentru zoom și răspunde foarte rapid la comenzi. Întoarcem tableta în mod portrait. Setul s-a încărcat, din nou scroll, pinch pentru zoom. Nu există probleme. Tableta m-a surprins încă de la primul contact. Mi-a plăcut cât de repede se mișcă prin aplicații, prin meniuri și chiar și difuzorul. O să vedeți mai încolo. Ca să continuăm lista de specificații, ecran de 7 inch, rezoluție 1024x600 de pixeli. Nu este IPS, este un TFT, care, să fiu sincer, are nevoie de puțină luminozitate. Unghiile de vizualizare nu sunt chiar cele mai bune, după cum puteți vedea chiar voi. În rest, culorile sunt naturale, nu sunt suprasaturate, exact așa cum trebuie să fie, dar problema este la luminositate și contrast, se putea ceva mai bine, dar nu este ceva atât de îngrozitor. Bun, haideți să intrăm un pic pe YouTube, să ascultăm o melodie.
și în același timp să vedem cum se vede ecranul într-un clip HD de preferat. YouTube-ul face câteva probleme în ultima perioadă. Nu este vina tabletei, vă spun sincer. Hai să mergem o dată. Haideți să mergem. Volumul difuzorului este foarte mare. Se aude clar și cu bas. Dar se pare că YouTube tot nu vrea. Avem conexiune la internet, după cum se poate vedea. De aici, Bolucan, din studio, pentru toți, tocalarii și prințese. Displicene tatuate, vă vindeți cum patru și n-aveți demnitate. Reușiți în viață prin vot și pe la spate. Visați la vacanțe scumpe în străinătate. Eu îți rup filmul, nu ești o celebritate. Bun. O melodie mai specială, să zic așa. Bun, ați văzut cum se descurcă ecranul, difuzorul se aude foarte tare și foarte clar. Chiar nu mă așteptam să am parte de un sunet atât de bun, de puternic, de clar, cu un bas profund, pe o tabletă ieftină. Aș putea spune că difuzorul se poate lua la trenuntă cu tabletele high-end fără nicio problemă. Bun. Ați văzut cum se mișcă pe internet. Calitatea audio foarte bună, calitatea video bună, nu spun foarte bună, bună, ecranul se putea să fie ceva mai bun. Acum câteva teste, dacă sunteți interesați. Nu are rost să vorbim de teste pe această tabletă ieftină, dar dacă sunteți curioși, haideți să vă arăt câteva teste. În Velamo, în testul Metal, am obținut 479 de puncte, iar în HTML5, 1187 de puncte. Tot în Velamo am aflat și câteva specificații ale tabletei. Procesor dual core de 1.5 și rezoluția, ca nu ne spune aici, 600x976 de pixeli. Pe cutie scrie altceva. Ca să vă convingeți, priviți singuri. Iar pe cutie ne este specificat 1024x600 de pixeli. Bun, sper că s-a văzut. Oricum, nu pare a fi o rezoluție atât de mică. Trecem mai departe. Nenamark 2 a scos 42,7 FPS. În Antutu a scos 12.736 de puncte. Nu este un scor chiar rău. Iar în Quadrant a scos 3.704 puncte. Bun, astea au fost și testele. Cam irelevante dacă mă întrebați pe mine. Cât despre baterie, bateria de 3200 de mAh. Am fost surprins să aflu că rezistă o zi întreagă de funcționare. Aici mă refer la Facebook, YouTube, muzică, un joculeț micuț și cam atât. Dacă o folosiți foarte des, deși nu prea văd de ce ați face asta, pentru că nu aveți cum, jocurile nu prea merg pe ea, nu cred că ar putea rezista mai mult de câteva ore. Eu am folosit tableta moderat, n-am folosit-o non-stop, deci
m-a ținut o zi într-o utilizare simplă. Un pic de Facebook acum, 5 minute mai târziu am văzut un clip pe YouTube, am lăsat tableta în pace și mi-am continuat treaba peste câteva ore. V-am spus de jocuri că nu duce cine știe ce. Real Racing 3, dacă vă întrebați, un joc pe care îl folosesc pe orice tabletă sau pe orice telefon care vine teste ca să văd cât de bună e grafica, pe această tabletă nu merge cum trebuie. Ce înseamnă asta? Fie stacadează, fie nu se încarcă toată textura jocului. Dar Angry Birds și alte jocuri minuscule le duce fără nicio problemă, chiar și Vector. Iar ca să vă faceți o idee, haideți să intru un pic în Real Racing 3 să vedeți despre ce este vorba. Ultima dată când am intrat în el, vedeam doar mașinile și atât. Haideți să vedem. De data aceasta a pornit cum trebuie. Dar veți vedea că va stacada. Da, trecem mai departe. Priviți, nu este chiar fluid și nici jucabil. Dacă ochiul meu vede bine, are undeva la 15 FPS-uri. În momentul în care vă veți buși de alți adversari, va scădea și mai mult. Atât cu Real Racing. Are momente și momente. Momente care nu merge absolut deloc pentru că nu se încarcă textura. Momente care stacadează, momente care merge mai bine. Dar nu este o tabletă pentru jocuri. Nu jocuri atât de puternice. Bun. Atât cu tableta BaseCore 7. Posibil să nu se întoarcă la Overbox, dar să nu rămână nici la mine, cine știe. Așa că fiți pe fază. Atât pentru astăzi, numai bine.